Ne vedem sâmbătă, 8 aprilie, la Râmnicu Vâlcea, la Biblioteca Județeană Antemi Vireanu, pentru un fan meeting foarte, foarte tare cu mulți youtuberi, dar pentru mai multe detalii rămâneți până la final. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta Soarele pe Mercur sau pe Venus? Sau pe Marte, Jupiter, Neptun, Pluto, Uranus și Saturn? Chiar dacă da, chiar dacă nu, mie nu-mi pasă. Tot o să vă arăt. Salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Curiosity Land. După eșecul de la episodul de ieri, care a făcut 800 de vizionări în 40 de minute de fapt, m-am gândit că episodul ăsta nu o să depășească 500 de vizionări într-o oră, dar după mi-am dat seama că e doar un pac. În speranța că acest episod nu o să mai sufere alte traumatisme, haideți să-i dăm drum. Pentru fiecare planetă în parte, vă voi explica niște lucruri generale, iar după vă voi arăta ilustrațiile. În total, sistemul nostru solar include 9 planete. În ordine, Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și planeta pitică Pluto. Artistul american Ron Miller a ilustrat modul în care Soarele ar putea fi văzut pe suprafața fiecarei planete din sistemul nostru solar. Pentru aceste ilustrații, graficianul a petrecut nici mai mult, nici mai puțin de 40 de ani. Miller a declarat, și citez, am avut grijă nu numai să mă asigur că Soarele este reprezentat în mod realistic, ci și suprafețele planetelor și sateliților. 1. Planeta Mercur. După cum vedeți, Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare. Are o rază de 2440 de kilometri. Fizic, planeta este similară în apartenență cu Luna, fiind împânzită de cratere. Ea nu are sateliți naturali și nici o atmosferă mai densă. Distanța dintre planeta Mercur și Soare este de 57,9 milioane kilometri. Temperatura la suprafața planetei Mercur variază de la aproximativ 90 de Kelvin până la 700 de Kelvin. Și așa arată Soarele de pe planeta Mercur. Coroana sa arată mult mai mare și temperatura este mult mai ridicată ca pe celelalte planete, bineînțeles, deoarece este prima planetă de la Soare. 2. Venus. Venus este a doua planetă ca distanță față de Soare din sistemul nostru solar. Situată la 108 milioane kilometri de Soare, Venus își parcurge orbita în 224 de zile. Atmosfera planetei Venus este formată din 96,5% dioxid de carbon, așa că să vă formați o idee. Planeta are un diametru de 12.100 de kilometri. Văzut de sub norii de acid sulfuric dens al lui Venus, Soarele nu este decât un petic vag. Dacă s-ar vedea în totalitate, ar fi de aproximativ jumătate de ori mai mare decât apare pe Pământ. 3. Planeta Marte. Marte este a patra planetă de la Soare după Pământ. Culoarea sa roșiatică se explică prin prezența pe suprafața sa a oxidului de fier. Aceasta se află la 227 de milioane de kilometri față de Soare. Marte are anotimpuri ce se aseamănă celor de pe Pământ, dar sunt de două ori mai lungi, iar temperaturile variază între minus 140 de grade Celsius și 20 de grade Celsius. Deoarece distanța dintre Marte și Soare este dublă față de cea a Terei, Soarele se vede și mai mic, fiind acoperit de norii de praf ai planetei. 4. Jupiter. Jupiter este a cincea planetă de la Soare și este cea mai mare dintre toate planetele din sistemul solar. Are diametrul de 11 ori mai mare decât cel al Pământului, o masă de 318 ori mai mare și un volum de 1300 de ori mai mare. Aici avem Soarele așa cum se vede din Europa, unul din sateliții lui Jupiter. Jupiter se află la 778 de milioane de kilometri de Soare, o distanță de 5 ori mai mare decât distanța de la Pământ la Soare. Aici avem o eclipsă de Soare de 5 ori mai mică decât cea pe care o vedem pe Pământ. Lumina Soarelui trece prin atmosfera densă a planetei și se aprinde într-un inel de lumină roșie. 5. Planeta Saturn. Saturn este a șasea planetă de la Soare și a doua ca mărime din sistemul nostru solar. Împreună cu Jupiter, Uranus și Neptun, Saturn este clasificat ca un gigant gazos. Vânturile de pe această planetă pot atinge viteze de, țineți-vă bine, 1800 km pe oră și prezintă un sistem de inele care sunt alcătuite din particule de gheață și mici cantități de rocă. Saturn are un miez fierbinte, estimat a avea temperatura de 11.700 de grade Celsius și radiază energie de 2,5 ori mai multă decât primește chiar de la Soare. 6. Planeta Uranus. Uranus este a șaptea planetă de la Soare și a treia ca mărime după diametru.
plasat pe o orbită de 19 ori mai îndepărtată de Soare decât cea a Pământului, Uranus, ca și Neptun, primește foarte puțină căldură. Are un diametru de 52.000 de kilometri și se află la o distanță de 2.868 de milioane de kilometri față de Soare. Aici avem Soarele, așa cum se vede de pe Ariel, unul dintre sateliții lui Uranus, și se află la o distanță de 19 ori mai depărtată decât distanța de la Pământ la Soare. A șapta planetă, planeta Neptun. Neptun este penultima, adică a opta planetă de la Soare din sistemul nostru solar. Este a patra planetă după diametru și a treia după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului. Deoarece este foarte departe de Soare, are una dintre cele mai reci atmosfere din sistemul solar, cu temperaturi de minus 218 grade Celsius. Distanța dintre Neptun și Soare este de 4.496 de milioane de kilometri. Aici avem Soarele, așa cum se vede de pe Triton, unul dintre sateliții lui Neptun. Se află la o distanță de 30 de ori mai depărtată decât distanța dintre Pământ și Soare. Norii de praf și gaze sunt împroșcate dintr-un geyser, eclipsând Soarele. Și încheiem cu numărul 8, adică planeta pitică Pluto. După cum am spus, Pluto este o planetă pitică din sistemul nostru solar și ca volum este cea mai mare planetă pitică. Diametrul lui Pluto este de 2390 de kilometri, reprezentând aproape 19% din cel al Terei. Atmosfera este formată din azot și monoxid de carbon. Așa se vede Soarele de pe planeta Pluto și este de 40 de ori mai departe ca Pământul. Aici, lumina Soarelui este de 1600 de ori mai întunecată decât pe Pământ. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, am marea rugăminte să dați un like, să strângem cât mai multe like-uri, iar ca să fiți la curent cu toate episoadele, abonați-vă la canal. Nu uitați că ne vedem pe data de 8 aprilie la Râmnicul Vâlcea, la ora 18.00, la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu. Biletele costă doar 25 de lei, deci haide să ne întâlnim, de-abia așteptăm să vă vedem. Și dați click pe acest video pentru a vă redirecționa la episodul nostru anterior. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, eu sunt Mihai Remus, dar până data viitoare nu uitați să rămâneți curioși în continuare. Hasta la vista, baby!